primul parteneriat real. Este un parteneriat în care îl invit în scenă pe Dragoș Stanca să ne explice mai multe. Think Digital și Phoenix Media aduc location ads în România. Dăm mâna, că așa se face. Promit să vă țin puțin, că și nici eu n-am mai restat, m-am dus să-mi iau cea de băut. O să fiu cât mai scurt posibil, având în vedere că orele sunt înaintate. În primul rând îl felicit pe Dio și pe colegii din Phoenix Media pentru că au pasiunea asta pentru digital și tech, pe care uneori nu o regăsesc nici în rândul celor care lucrează în digital. Și cred că e un lucru foarte bun pentru că tehnologiile pe care le dezvoltă colegii și pe care vi le-au explicat și astăzi, cred că sunt o bună bază de scalabilitate și de mărirea forței outdoor-ului, așa cum ar trebui făcut în 2017. Ăștia suntem noi. Pentru că sunt mulți oameni de outdoor, o să vă explic foarte pe scurt cine suntem și ce facem. Avem o parte de media, Think Digital și Forest View se ocupă de zona de media. Puteți să vă închipuiți că așa cum Dio are zeci de panouri digitale în București, noi avem câteva, aproape 100 de site-uri care pot fi echivalentul unor placement-uri de acest tip, la care se adaugă și alte parteneriate internaționale. Zona de tailoring și Project Agora dezvoltă tehnologii de tip programmatic advertising și susțin agențiile și clienții cu tehnologii pentru a-și derula campaniile cât mai bine. Iar IC Fest, în caz că nu ați fost, este un festival regional notabil pe care noi îl organizăm pentru a ajuta în fel piața să câștige know-how și să facă schimb de experiență cu playerii globali care dictează într-un fel mersul lucrurilor. Acesta este IC Fest, IC News și IC Academy, o inițiativă educativă pe care o avem. Media, marketing și evenimente, creație, partea de agenție și partea de performance sunt pe scurt competențele noastre. Dintre partenerii internaționali cu care colaborăm, respectiv îi reprezentăm în piețele globale, locale unde activăm, România, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Skype, TripAdvisor, Dailymotion, Wise, Viber și Inmobi, mai nou adăugate în portofoliu, o sumedenie de site-uri locale care ne conferă o poziție conform SATI destul de interesantă. Ca să înțelegem puțin ecosistemul și modul în care cei aproximativ 11 milioane de români care sunt pe online sunt distribuiți într-un fel între diversele suporturi digitale, respectiv aplicații și așa mai departe, ce consumă fiecare, conform Guinness Audience, cam astea sunt cifrele la zi pe desktop. Practic, extrapolând, puteți să adunați aproximativ încă o dată pe atât pe device-uri mobile. Google 6 milioane, Facebook 5 milioane, YouTube și așa mai departe. Prin rețeaua internațională noi atingem lunar 3,2 milioane de browsere, așa este corect, browsere de desktop în acest caz, prin rețeaua locală alte 3 milioane și în curând vom lansa și o ofertă pentru site-uri foarte elitiste, să zic așa. Bun, să vă explic într-un minut practic ce vom face. Practic, văzând inovațiile pe care Dio vi le-a prezentat în seara aceasta, ne-a venit ideea cum am putea amplifica, bazat pe locațiile exacte unde se află display-urile digitale, efectul campaniilor pe care Phoenix le derulează folosind instrumente digitale. Astfel s-a născut un produs, căruia nu i-am dat încă un nume gen SETI, SATI, CSM, îi spunem doar oferta de location-based advertising, care funcționează practic în felul următor. Să presupunem că targetăm centrul vechi sau chiar un anumit punct din centrul vechi unde se află un display al Phoenix. Rulează o campanie oarecare pe acel display care are ca obiectiv un impact foarte mare pe un timp cât mai redus.
Mesajul pe care îl veți vedea în centrul vechi, pe o anumită stradă sau în tot centrul vechi, sau să spunem, nu știu, la intrarea în Afi Cotroceni sau așa mai departe, poate fi relativ ușor amplificat folosind tehnologia digitală, și anume prin setarea aceleiași campanii pe InMobi, care este partenerul nostru care oferă spații de advertising în unele dintre cele mai cunoscute aplicații pe care le folosim cu toții, inclusiv pe Tinder. Facebook, care oferă formate publicitare care pot să conducă inclusiv la o anumită locație printr-un, mă rog, simplu click pe o anumită ofertă și așa mai departe. Instrumentele oferite de Google, la fel, bazate pe location-based, pe un radius care poate să fie redus până la un kilometru în jurul unei anumite locații, respectiv Waze, care la fel dispune de instrumente care pot fi targetate foarte precis. Deci, practic, în momentul în care veți decide că doriți, nu știu, un retailer sau, nu știu, inclusiv o locație dintr-un mall sau dintr-un un restaurant, poate, are o ofertă specială, amplificarea mesajelor foarte precis plasate pe un anumit ecran, în jurul acelui ecran, device-urile mobile, fie că folosiți Facebook, că sunteți pe Google în acel moment, sau pe o aplicație care e parte din rețeaua InMobi, sau la volan, veți putea să primiți același mesaj în timp real. Câteva întrebări frecvente la care ne-am confruntat atunci când am început să vorbim despre această idee. Cât de precis este targetarea? Raza minimă acoperită de o campanie pe Google, Facebook și Waze este de 1 km în jurul panoului respectiv. Deci pe un radius de 1 km, toate device-urile care au location activat, și majoritatea dintre noi îl au pentru că multe aplicații cer location activat, de exemplu Google Maps, vor primi acel mesaj. În cazul InMobi, precizia este chiar mai mare, până la 100 de metri în jurul unui punct fix. Cât durează să avem o campanie live? Teoretic, câteva ore din momentul aprobării campaniei, practic, ca să fim safe, 24-48 de ore, în cazul în care avem probleme, uneori, nu știu, Facebook cere revizuirea ad-ului sau așa mai departe. Dar, din punct de vedere tehnic, campania poate porni în câteva ore, iar în cazul serverii printr-un alt server dinamic, se poate livra chiar ceea ce numim noi real-time ads, adică, de exemplu, dacă există o ofertă la un retailer și prețul se schimbă în cursul zilei, nu e nevoie de refacerea creației și retrimiterea bannerelor sau a mesajelor, se poate actualiza doar prețul și real-time prețul este schimbat în toată rețeaua. Care e durata minimă unei campanii? Se poate opri oricând, însă durata minimă recomandată este de 24 de ore. De ce ați face asta prin noi? În primul rând este un singur punct de contact. Echipele Think Digital și Phoenix vor lucra împreună pentru a livra campania eficientă, fără dureri de cap specifice setării destul de complicate în unele cazuri. Raportarea va fi unică. Vom integra, practic, rapoartele de campanie Digital Signage plus Digital Mobile într-un singur fișier pe care îl veți primi și, evident, Open for Business, deal-urile pe care le avem cu agențiile sau cu clienții importanți, această ofertă va fi prinsă în deal-urile noastre anuale. Ce aș vrea să vă mai transmit, probabil mulți dintre dumneavoastră poate cred că anumite lucruri pe care le propunem în această seară sunt puțin, mă rog, poate mai avansate decât piața și așa mai departe, știm asta. Însă cred că e bine să înțelegem că tehnologia și posibilitățile pe care tehnologia le oferă sunt din ce în ce mai variate și din ce în ce mai de impact. De exemplu, aici avem exemplul unui creativ care se adaptează în funcție de câțiva parametri, cum ar fi ora zilei, starea vremii, locație și sex. În funcție de toți acești parametri care sunt fiduiți real-time în ad-ul, se poate adapta dinamic. Să nu uităm că acum câteva zile, tehnologia de tip AR a fost inclusă by default într-un telefon, și anume în noul iPhone,
Ne așteptăm ca și celelalte companii producătoare să includă AR, iar aplicabilitățile pentru outdoor advertising vor fi fantastice după toate analizele de specialitate. Sigur, avem această problemă, aici aveți un exemplu cu o mașină Tesla care nu există de fapt, dar pe care poți să o vezi în mod aproape real prin ecranul device-ului mobil. Ad-ul poate fi activat foarte ușor prin, nu știu, simpla scanarea unui display și așa mai departe. Creativitatea nu cunoaște limite și cu siguranță vom asista la o revoluție și din acest punct de vedere.